Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. La 1 septembrie 2018, celor peste 1000 de elevi de la Liceul Doina și Ion Aldea Teodorovici din capitală li s-au alăturat doi colegi noi, doi frați. Cel mai mic a fost înmatriculat în clasa 1, iar fratele mai mare în a 6-a. Copiii erau curăței, ambii erau curăței, nu erau dezordonați, ori sunt vină. Luba Grosu, director adjunct la liceu, își amintește că, după ceva timp, cei doi frați au început să se comporte straniu, iar într-o bună zi, pur și simplu, nu au venit la școală. Băieții nu frecventează de la 1 aprilie 2019 și acum, cum e 1 aprilie curs 2020, anul se împlinește. Cei din administrația liceului afirmă că au bătut alarma chiar de la bun început. Dar noi ne-am adresat și la primărie și eu am făcut o adresare la inspectorat, la centru și chiar și la protecția drepturilor copilului. Dar fără vreun rezultat. Mama pur și simplu ține închiș, după cum am înțeles eu. Unde sunt acum cei doi frați? Ce se întâmplă cu ei? Și ce motive halucinante invocă mama băieților pentru a-i ține departe de școală, dar și de toată lumea? Aflați în această seară. Luba Grosu, directorul adjunct al liceului Doina și Ion Aldea Teodorovici, care de aproape un an încearcă să-i readucă pe cei doi frați la școală, va intra acum în platoul nostru. Să întâmpinăm! Bună seara! Bună seara! Doamna Luba, mai întâi spuneți-mi, vă rog, câți ani au acum acești doi frați? Primul copil are 16 ani, al doilea copil 8 anișori. 8 anișori, așa. Și pentru prima oară ei au venit la liceul pe care îl conduceți anul trecut școlar. Da, 2018-2019. La 1 septembrie 2018. Așa. Din câte știu eu, băiatul mai mare trebuia să fie matriculat în clasa 8-a, dar da, a ajuns în a 7-a. De ce? Deoarece el a învățat la liceu Petru Zadnipru, acolo a rămas repetent și a venit la noi. Deci a rămas repetent un an, băiatul. Da. Și de asta a fost nevoie să-l matriculați în a 7-a, în loc de a 8-a. Și, ca să înțeleg, anul acesta școlar, niciunul dintre cei doi frați nu a mai venit la școală. Nu. Deloc nu i-ați văzut. Nu au venit. Eu în luna august 2019 m-am adresat, adică telefonic, la mamă. Am vorbit cu ea, am rugat-o foarte frumos să vină la școală, deoarece de pe data din 9 ianuarie 2019 copiii n-au mai venit la școală. 9 ianuarie 2019. Deci e și mai mult de un an deja, da, de când nu mai merg, da, la școală. Într-adevăr. Așa, dar spuneți-mi, vă rog, cum au ajuns cei doi copii în școala pe care mama conduceți? A venit în apropiere de luna septembrie și ne-a vorbit că la domiciliu ea nu poate să locuiască, adică în sectorul telecentru, deoarece are unele probleme și vrea numai decât să ia o gazdă în apropiere liceului Ion și Doina de Teodorovici. Și în așa caz a solicitat să fie primiți copiii la noi, la liceu. Și, într-adevăr, domn director, foarte amabil, a primit copiii și, totodată, a angajat-o și pe mamă să lucreze, să fie în apropiere de copii. Deci adică, a fost angajată la voi, da, în liceu? La noi, în liceu, ca îngrijitor, ca de ridicător. Aha, menajeră care face, da, curat, da? Da? Și a lucrat mult timp, lucrează și ea acolo? Ea a lucrat până în luna decembrie 2018, fiindcă copilul cel mai mic făcea foarte mari probleme în liceu. Nu a ascultat deloc, nici pe mama, nici învățătoare. Era chiar la nivelul unui copil obraznic. Și vreți să ne spuneți mai multe? Noi, da, într-adevăr, el era elev în clasa 1, intra în
clase și dacă putea să șadă mai mult de 2-3 minute. Și imediat, singur, fără voia învățătoare, el pleca din clasă și începea a alerga prin școală. Dar cu toții știm că copilașii în clasa 1 ei se adaptează care mai ușor, care mai greu condițiilor școlii. Da, ce se mai întâmplă astfel de devieri, da? Dar am încercat totuși să o ajutăm pe mămică cât de cât. Îl luam foarte frumușel pe băiat de mânuță, îl duceam în clasă, îi spuneam că trebuie de învățat, trebuie să știi numai decât literele ca să poți fi un elev pentru viitorul țării. Și ca tare, pe un moment, da, într-adevăr, asculta. Iar apoi, iarăși, repeta aceleași probleme. Cu mama foarte des se certa. Copilul? Nu asculta absolut deloc. Copilul mic. Chiar față de voi, da? Deci... față de noi, în genere, și față de ceilalți. Știți, era puțin violent. Deci în clasă el putea să bată ceilalți copii. Mm-hmm. În afară de aceasta, el putea chiar să ia un copil din clasa respectivă și să plece, adică fără învoire învățătoare. Dar cel mai mare? Da, cel mai mare care era în clasa 7 era mai conștient, era mai liniștit ca tare, se adaptase foarte bine în clasă și chiar învățătorii, profesorii spuneau că el într-adevăr poate învăța și adică va recupera ceea ce a scăpat. Și, într-adevăr, s-a apucat băiatul bineșor să învețe. Deci cel mai mare nu avea comportament problematic. Nimic. Totuși ați spus că în decembrie mămica s-a concediat? Mămica s-a concediat în decembrie, deoarece băiat cel mai mare a început în ultima... adică după luna noiembrie, băiat cel mai mare termina lecțiile și fără să-i spună mami, pleca din localul școlii. Și mama s-a îngrijorat, chiar ca atare s-a adresat și la mine. Iată, el pleacă și eu nu știu unde. Eu am găsit de cuviință așa, mi s-a părut mic, eu poate îl voi ajuta. L-am chemat la mine în birou și am început cu... băiat cel mai mare, să discutăm care e problema, unde pleci, dacă ai nevoie, hai te ajutăm și așa mai departe. Până la urmă am făcut și un caz de observație. Deci am rugat elevi din clasele mai mari ca să vadă unde pleacă băiatul. Și într-adevăr s-a urcat în același troleu și a plecat până la locul unde... Băiatul cel mai mare îi plăcea în apropiere de școală, de casă, să se întâlnească într-o bibliotecă cu o domnișoară. Adică cu o fetiță pe care el o cunoștea. Și pe urmă băiatul, da, într-adevăr, mi-a recunoscut. Am discutat și despre problemele băiatului. Zic, de ce tu iată ești în a 7-a când tu deja trebuia să fii în a 8-a? Și băiatul n-a putut să-mi răspundă decât a spus că eu sunt foarte des bolnav și de aceea, adică am scăpat orele. Iată, un motiv ca atare. Dar spuneți-mi, vă rog, mama s-a concediat, ea v-a explicat totuși care este motivul de ce se concediază? Mama nu a spus nimic absolut. Dar puteți să ne descrieți pe această femeie? Când ea a apărut la noi în liceu, a încercat să vină după luna septembrie la mine în birou ca să-mi vorbească despre problemele dumneiei. Și eu am ascultat-o foarte atent, i-am dat voie să vorbească, până la urmă am făcut eu încheierile și am spus, doamnă, dumneavoastră, pur și simplu le încălcați drepturile copiilor la carte, adică la învățătură. Fiindcă dumneavoastră vorbiți lucruri care nu au loc în societate. Eu nu cred. Pe ea, ați putea să ne descriți cum vi s-a părut femeia?
o femeie stranie, o femeie care vrea să-și apere copiii săi, dar nu și împlinește, practic, datoriile de mamă. Eu așa, după părerea mea. Nu și îndeplinește, fiindcă nu știu de ce ea e atât, îi protejează până ultima dată. Dacă îmi dați pază pentru copiii mei, atunci eu vi-i trimit la școală. Asta au fost vorbele din data de 28 august 2019, când eu am telefonat-o și am rugat-o. Zic, trimiteți copiii, că iată, noi deja dăm cărțile pentru anul viitor. Și mama mi-a spus nu și iată, îmi scrie și notiță lămuritoare. Și notiță lămuritoare, iată, o am la mine. Vă arăt și dumneavoastră. Dacă ați putea să ne citați. Dumnezeu scrie, eu mama copiilor 1 și a 2-lea, domiciliați la stradă, vă aduc la cunoștință că copiii mei nu merg la școală deoarece sunt urmăriți de un grup de persoane care locuiesc vis-a-vis de noi cu probleme. Și scris, narcomani, pușcăriași, ce le creează copiilor mei probleme. Așa a fost motivația. Da, motivația mamei. Așa, eu vreau să vă întreb, doamna Luba, să ne spuneți dacă știți ceva despre celălalt părinte sau părinții ai copiilor. Nu știu nimic. Nu l-ați văzut, nu știți ceva despre el. Probabil că psihologul școlii a încercat să intervină sau... Da, din enumărate ore a încercat psihologul școlii să stea de vorbă cu cel mai mic copil, care, într-adevăr, dacă nu voia să fie la lecții, îl lua cu ea în cabinetul dumneiei și avea diferite teste la tema comportării copilului. Dar când ați văzut că frații nu mai vin deloc la școală, din ianuarie ați zis, ce ați întreprins? Eu, în primul rând, vă spun că am vorbit cu mama, fiindcă de educația copiilor este responsabilă familia. Și de ce am telefonat-o și am întrebat-o? Am rugat-o, nu că am întrebat. Am rugat-o numai decât să vină să aduc copiii la școală. Ea vă spun că mi-a scris notiță lăuritoare. Mai departe, eu am încercat, această explicație v-a scris-o atunci în ianuarie? Pe data de 6 septembrie 2019. Dar din ianuarie ați încercat să vorbiți cu ianuarie m-am adresat la Direcție pentru Protecția Drepturilor Copilului, sectorul centru, pe locul de trai a copiilor. Și doar la ei și sau la mai multe instituții? Și la Inspectoratul General de Poliție, sectorul centru. Care au fost răspunsurile de la toate aceste instituții? Eu am răspunsul de la inspectorat. Inspectoratul de Poliție Centru vă informează că a examinat solicitarea noastră și fiind duse discuții cu mama, din ce motiv copiii nu frecventează școala, a răspuns foarte urât și neadecvat, cu ton ridicat, că nu-i treaba organelor de poliție. Asta a fost răspunsul mamei pentru inspectorii de la Inspectoratul Centru. Și celelalte? Totodată, familia este caracterizată ca o familie neadecvată, permanent este în vizorul poliției, duc un mod de viață antisocial. Dumneavoastră, când ați depus cererile date la ele, au fost anexate și explicația aceasta mamei? Fiindcă este importantă. Nu. Ea scrie că ei sunt copii, sunt urmăriți de niște persoane suspecte și le enumere și ar fi fost foarte bine dacă dumneavoastră le atașați la cererea dumneavoastră, fiindcă organul de poliție, doamna când i-a reproșat că nu este de competența dumneavoastră, era un temei de a insista că chiar este de competența lor. Poate era bine, dar eu n-am anexat în afară de certificatul de naștere a copiilor și lămurirea dirigintelui de clasă. Haideți să vedem celelalte răspunsuri. Iată, am răspunsul de la Direcție pentru
protecția drepturilor, iarăși, n-am citit că e foarte mare, numai dar, câteva. Mama la conlucrare cu direcție pentru protecție drepturilor copilului, sectorul centru, nu merge. Ușa permanentă este încuiată și nu avem acces la colaborare. Avut în vedere cu ușa de la domiciliu. Deci au vizitat-o probabil și nu le-a deschis. I-am expediat telefonograme din enumerate ori și sunt indicate, motivând că copiii se află la tratament, la centrul mamei și copilului. Și Direcția pentru Protecție Drept Copilului propune, administrației nouă ne propune, școlii să se adreseze la serviciu de asistență psihologică pentru a lua decizie referitor la planul educațional de instruire a copiilor. Răspunsul care l-a făcut inspectoratul de poliție, clar că este neclar. Clar că este neclar. Neclar și nu știu cu ce v-a ajutat acest... Deci, noastră, v-ați adresat la ei ca să vă ajute cu ceva. Ei însă au făcut un răspuns evaziv și nu v-a ajutat cu nimic. Ei au constatat că familia, nu știu cum au constatat în momentele, are un comportament antisocial și prin asta s-au stopat. V-au făcut noastră acest răspuns și n-au mai întreprins, nu s-au autosesizat și n-au întreprins nicio acțiune? Nu, noi ne-am întâlnit cu inspectorii care mi-au dat răspuns la ședința Direcției pentru Protecție Drept Centru în data de 13 ianuarie 2020. Am întâlnit acum atunci și am discutat, dar a fost o ședință multi... Adică erau mai multe persoane. Doamna Liuba, dar eu vreau să vă întreb, dar până atunci, e aproape un an de zile. Dar nimic? Doar până afară atunci, de acest răspuns, atâta că eu sistematic, fiind, veți întreba și pe mama, eu aproape săptămânal îi telefonam mamei și o rugam cu rugăminte. Îi spuneam că nu își îndeplinești datoriile ca mamă. Trebuie să le dea voie copiilor să meargă la școală. Noastră, în calitate de educator, de profesor, de vicedirector, ați considerat că copiii sunt abuzați sau sunt în situații de risc sau nu? Eu n-aș zice că ei erau în situații de risc. Riscul vine din partea familiei. De ce? Fiindcă mama îi ține închiși în casă, nu le dă voie absolut deloc, chiar eu am contribuit la lucrul dat, am văzut cu ochii mei cum deschide mama ușa, adică între deschisă, nu dă voie, nu vrea să comunice. Eu sucot că... Dar de unde știți asta, doamna Liuba? Chiar dumneavoastră i-ați vizitat acasă? Da, nu eu, nu numai eu, împreună cu colegii mei din instituții. Și ce vă spunea, iată, între deschizând ușa? Ce vă spunea? Nu s-a acasă, nu-i căutat. În acel timp, de jumătate de an, când copiii umblau la școală, poate au fost cazuri că din partea copiilor celorlalți, careva conflicte au fost, nu cunoașteți nimic? Nu, n-au fost conflicte, absolut. Invers, noi îi ajutam, ei luau masa gratuit în liceu. Momentul când toți copiii știu că mama lor acolo, așa e mentalitatea, din păcate, nu vreau să spun, este servitoare. Da. Credeți că cum să vă simți acei copii, pentru că vreau să înțelegeți greșelile care ați făcut dumneavoastră și nu trebuie noi aruncăm în curte altcuiva greșelile care am făcut. Din punctul meu de vedere ca specialist, fundamental ați greșit că ați angajat pe mama acolo, studiind cei doi copii acolo în școala dumneavoastră. Cu siguranță, asta poate să fie unul dintre cauzele principale unde copiii nu s-au simțit bine, mai ales cel mic, care abia intra, și copiii mici, de obicei vorbesc foarte liber, cel mare, cel puțin, se refugia în altceva, în altă parte, dar cel mic nu putea și atunci evada din școală pentru că nu se simțea bine acolo. Pentru că cu siguranță copiii spuneau ceva. O să vedem mai departe rog, cum se fie. Eu vă contrazic, deoarece mama făcea curățenie nu când erau elevii în școală.
elevii deja erau plecați și mama atunci făcea curățenie. Bine, i-a elevii dat știau că mama lor lucrează acolo, nu mama copiii ăștia, nu? Despre situația celor doi băieți cunoaște și Direcția Municipală Educație. Reprezentanții acestei instituții au refuzat să vină în platoul nostru, dar colegii mei au reușit totuși să obțină un interviu de la ei. Atenție la ecran! La moment sunt în evidență Direcției Generale ca și elevi cu abandon școlar. Această informație o deținem prin raportarea din partea instituției de învățământ. Sunt elevi cu părere de rău care nu avem acces la ei prin rezistența care o depune mama în încercarea de a ajunge și de a contacta cu elevii. Cu părere de rău, în ultima perioadă de timp, elevii nu sunt la școală, ceea ce ne va face ca să repetăm demersurile ca spre structurile de drept de intervenție, acesta fiind, bineînțeles, că Poliția și Direcția Dreptului Copilului. Astfel de solicitări au mai fost făcute de către instituția de învățământ. Bineînțeles că avem și răspunsuri la aceste structuri, dar chiar și în aceste condiții nu avem acces la asigurarea școlarizării copiilor. Deja este la a patra instituție de învățământ. Foarte des schimbarea instituției este făcută la solicitarea mamei, fiindcă transferul copiilor, elevilor dintr-o instituție în alta se face doar la solicitarea părinților. Părinții dețin acest drept și noi nu suntem în drept ca să refuzăm transferul. În majoritatea cazurilor, mama copiilor a fost și angajată a instituțiilor de învățământ unde mergeau copiii la școală. Din ceea ce am aflat, riese că fratele mai mare de 16 ani nu s-a reținut prea mult nici la una din cele patru școli pe listele cărora a figurat. Echipa Vorbește Moldova a reușit să discute cu una din fostele diriginte de clasă a băiatului și iată ce a povestit aceasta. Elevul eu am învățat în liceul acesta doar un semestru, lipsea cam des, în ultimul timp. Dar ca atare avea capacități copilul. Dar cu ce motiva? De ce lipsea? Diferite explicații ale mamei, că de obicei maică sustrăgea mai mult de la lecții, cred că. Că adică cineva pe dânsul îl supraveghează, poate că așa. Nu, maică spunea. Un părinte poate fi sancționat pentru faptul că îi îngrădește cumva copilului său dreptul la educație? Exact. Este în multiple acte normative. În primul rând, Constituția țării. Al doilea este Codul Educației, unde este obligativitatea de a școlariza cel puțin până la vârsta de 16 ani. Nu poate fi sancționat. Părintele nu poate fi sancționat. Nu. Părintele este sancționat în baza codului contravențional cu amendă. Este, dacă se stabilește că copilul nu frecventează școala și nu contează care sunt motivele, părintele este reprezentant legal al copilului și el trebuie să asigure ca copilul să-i frecventeze școala. Că sunt motive că copilul are comportament deviant sau că sunt motive că... Și oare de ce nu a fost mama sancționată niciodată, din câte înțeleg eu, atâta timp că poliția... Inspectoratul de poliție a răspuns așa cum a răspuns. Deci ei, în primul rând, urma să autosesizeze de ce copilul nu frecventează școala, să întreprindă măsurile necesare, pentru că la Inspectoratul de Poliție sunt și persoane specializate care muncesc cu acești copii, deci stabilesc circumstanțele și stabilesc și responsabilitatea părintului în baza codului contravențional, dacă nu chiar, ei, nu mai vorbim de penal. Doamnă, doar eu am stat de vorbă cu dumneavoastră și v-am spus ce-a vorbit fiul dumneavoastră cum. Și eu v-am rugat foarte mult, arătați măcar unul din bărbați. Tot timpul sunt urmăriți de aceste persoane. Dar cu ce scop, știți? De ce da, ai urmărit? Da, știu. Așa, și câți ar fi? Eu așa presupun că peste 100 de persoane. Aproape un an, administrația unui liceu din capitală încearcă să-i readucă pe doi frați de 8 și 16 ani pe băncile școlii. Mama pur și simplu ține închiși, după cum am înțeles eu.
Tascării spun că au rămas trăsniți de motivele pe care le-a invocat mama copiilor. Mi-e frică de copiii mei, fiindcă ei sunt urmăriți. Unde sunt acum băieții? Ce se întâmplă cu ei? Și care este cel mai mare pericol care îi paște? Mama celor doi frați a acceptat invitația la emisiune. În această seară vorbim despre doi frați de 8 și 16 ani care de un an de zile nu mai merg la școală, fiind ținuți acasă de mama lor. Iar toate încercările dascălilor de a-i readuce în bănci au eșuat. Mama copiilor spune că are motive serioase de a-i ține departe de școală, dar și de oameni. Femeia a acceptat să vină astăzi în platoul nostru doar cu o condiție. Să nu-i divulgăm identitatea pentru a nu-i pune copiii în pericol. Ea se află acum în camera noastră secretă, de unde va vorbi cu noi. Bună seara, doamnă! Bună! Eu am să vă întreb, chiar de la bun început, din ce cauză copiii dumneavoastră nu merg la școală mai mult de un an de zile? Băieții, niște băieți din curtea noastră, care locuiesc vis-a-vis de noi, tot timpul urmărește copiii când plecăm, când ieșim din casă și ne urmărește chiar până la școală. Ne urmărește, tot timpul sunt urmăriți de aceste persoane. Dar cu ce scop, știți? De ce îi urmăriți? Da, știu. Ca să îi abuzeze sexual. De unde știți asta? Atâta timp cât am activat la această școală și copiii au învățat în școală, eu am văzut pe vreo 2 băieți în școală. Am discutat cu directorul adjunct a școlii, doamna Luba Grosu. I-am povestit situația noastră de la bun început, în care suntem noi și ce s-a întâmplat cu ambii copii. Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră vreți să ne spuneți că ambii copii, ambii băieții dumneavoastră au fost abuzați sexual? Da. Doamna Luba, dumneavoastră ați știut despre acest lucru? Eu am știut din spusele mamei că băiat cel mai mare a fost abuzat sexual, dar din convorbire cu băiatul a spus că nu. Doamnă, dar eu am stat de vorbă cu dumneavoastră și v-am spus ce a vorbit fiul dumneavoastră cum. Și eu v-am rugat foarte mult, arătați măcar unul din bărbați care îi urmărește pe copiii dumneavoastră. O întrebare pentru mămica, dar dumneavoastră v-ați adresat la poliție pentru... Da. Cum s-a întâmplat și am aflat de chestia, ce s-a întâmplat cu fiul meu, mama mea, deodată... Haideți, da, eu înțeleg că vă este destul de greu să povestiți despre asta. Haideți să auzim ce le-ați povestit colegilor mei despre momentul când ați aflat despre abuzurile sexuale asupra copiilor dumneavoastră. Atenție, leg. În 2012, eu am observat un comportament la fiul cel mai mare, un comportament ceva diferit. El punea mâinile în gură, le sugea, făcea niște lucruri care nici nu vine greu să spun. El nu asculta, el fugea de acasă, fugea de la școală. La școală eu l-am întrebat că ce s-a întâmplat. La început nu vrei să-mi spui. Uite, tu ai bunătăi pe picior și niște bunătăi mari. Ei, cum băiețel mi-a dat bicicletă, eu n-am vrut să mai cătui cu bicicleta, am căzut jos și m-am lovit. Altă dată îl întreb, zic, spune-mi, te rog, ceva se întâmplă. Noi trebuie să fim prieteni și să-mi spui ce se întâmplă, pentru că nu-ți pot apăra. Băietul nu ne-a spus, am anunțat așa pe deasupra, că a fost luat cu desâla, l-a dus în diferite locuri. De fiecare dată schimbau locuri, ca el să nu vie, venind acasă, nu-mi spui ce s-a întâmplat și unde și cum, ca să-i prindem.
Deci vorbiți despre fiul dumneavoastră mai mare și tot ce ați povestit s-a întâmplat, s-ar fi întâmplat acum 8 ani, da? 2012. Da. Băiețelul pe atunci avea 8 anișori, 8 anișori, acum având 16. Dar spuneți-mi, vă rog, ați avut vreun dubiu despre ce v-a povestit băiatul atunci? Puteai inventa copilul? Nu, eu l-am întrebat, nu, odată, de vreo 2 ori l-am întrebat. Având o memorie bună, el mi-a spus și a doua dată, fix în fix, ce ne-a spus prima dată, și locul, și ora, și ziua. Deci a dat prea multe detalii ca să vă îndoiți că poate să inventeze. Fără să se încurci. Discuții cu fiul, atunci când ați depistat prima dată că el vă povestește despre niște abuzuri sexuale, în mod normal, dumneavoastră trebuia să-l luați, să-l duceți la medic. La o simplă examinare și să întrebați, domn doctor, ia nu uitați-vă, are el careva semne de abuz sexual copilul meu? Pentru că, mai știi, în vârsta asta imaginația la copii e foarte bogată. Și internetul e accesibil, și televizorul e accesibil, și e multe informații care n-ar trebui să ajungă la copii, dar ajunge, din păcate. Asta ar trebui să faceți dumneavoastră atunci, la momentul ce l-ați făcut-o? Noi deodată am mers la poliție și am scris, am depus o plângere. După ce urma să trecem, de acum copilul să fie investigat, de organele respective. Dar la medic ați fost sau nu ați fost atunci? Da, noi am fost la medic. Și medicul a constatat ceva? A constatat că copilul avea fisuri anale, avea hematine și avea leziuni. Ați avut și certificat? Da. În extras, avem extras unde scrie... Până a continua dumneavoastră mai departe, am o altă întrebare puțin. Vreau să vă întreb unde este tatăl sau tații copiilor și dacă ei i-ar putea apăra pe băieții dumneavoastră. Tatăl fiului cel mai mare nu este în țară, el e plecat peste hotare. Noi nu ținem legătură cu dânsul. De mult? Da, de aproape, de când s-a născut. De când s-a născut, practic, băiatul mai mare, nu țineți legătura. Da. Băieții au tați diferiți, da? Da. Și tatăl celuilalt? A doilea tată, eu am încercat să vorbesc de cele întâmplate cu este mai mic, așa pe departe. El mi-a spus nec să... copilul poate să-i inviteze, poate să-mi spuie. Deci, dar din câte înțeleg eu, niciunul dintre acești bărbați nu trăiește cu voi cu băieții, nu trăiește, da? Deci dumneavoastră educați singur de una pe băieții dumneavoastră. Să știți că noi am încercat să-i căutăm pe ambii dintre acești bărbați despre care ne-ați povestit și l-am găsit pe bărbatul despre care dumneavoastră afirmați că ar fi tatăl Mezinului. Haideți să vedem împreună ce ne-a declarat el. Atenție la ecran. Bărbatul a acceptat cu greu întâlnirea cu noi, iar asta a fost reacția lui după ce l-am anunțat despre subiectul discuției. Вы с ней разговаривали? Да разговаривала, конечно. Вот так вот. Адекватный человек. Вы обратили хоть внимание на её поведение? Bărbatul ne-a cerut să nu-i divulgăm nici numele și nici ocupația. El ne-a povestit că a făcut cunoștință cu eroina noastră în anul 2009, după ce aceasta s-a angajat ca menajeră la întreprinderea unde lucra și el. Femeia i s-ar fi plâns că o duce greu și i-ar fi cerut ajutor, iar el, împreună cu mai mulți colegi de serviciu, ar fi hotărât să o ajute. Eu am zis, băieți, nu era cartier. Там был просто сарай, стены голые, без штукатурки, без ничего, полов не было. Туалета нет, воды нет, света нет, ничего нет, ни газа, ничего. На нас ребенком котельцы, доски, и там ночевал. Там вот рядом с матерью. Potrivit bărbatului, ulterior femeia s-ar fi concediat și a dispărut, iar peste 4 ani, mai exact în vara anului 2014, bărbatul s-a trezit cu o citație. Tot atunci el a aflat că fosta colegă de serviciu îi cerea recunoașterea paternității asupra celui de-al doilea copil al ei și achitarea pensiei alimentare. Tu ce, bălnaie, știu, mie 70 de ani, mi-e trebuie să-i dăți.
Вот а сейчас. Вы уже были в браке тогда или вы позже? С ней? Я ничего с ней не имел. Mm-hmm. Вот знакомый, я говорю, как знакомый. Я поняла. Пожалел просто ее. Interlocutorul nostru afirmă că în 2014 ar fi făcut mai multe teste medicale, însă niciunul dintre ele nu a demonstrat paternitatea sa. Paradoxal, dar cu toate acestea, bărbatul ar fi acceptat să-i plătească pensia alimentară a copilului. Spune că a făcut-o de bună voie. Как честно я говорю, что мне жалко этого пацана. Просто жалко. Я сам воспитывался. Я не знаю, нет, Саня, я вообще не знаю никого. Мне просто дали фамилию, имя, отчество. И вот я все прожил. Детдом, колония, ФЗО, это, армия. И вылез сам уже. Мне никто не помогал, я сам вылез. Мне жена говорит, да помогай ты, ты сам так жил, туда-сюда. Я уже не стал спорить. Recent, mama copilului a cerut în instanță majorarea pensiei alimentare și, din nou, obligarea bărbatului de a-și recunoaște paternitatea. Я молчал столько лет, а сейчас я не буду молчать. Я пойду на ДНК смело, потому что я знаю, что там ничего нету. Я же говорю, я так знаю, но я не афиширую и не хочу никогда никому рассказывать, что и как и почему. Но когда вот сейчас подали, что еще 1500 давай им, но я тоже пенсионер, я мог спокойно сидеть дома и работать. Bărbatul ne-a mai spus că a auzit despre presupusele cazuri de abuz sexual asupra copiilor. Когда я вижу, вот это вот слышу, там насиловали, там кто-то, да кто тебя насиловал, ты что, в своем уме? Din ce cauză el nu crede că feciorii dumneavoastră ar fi fost abuzați sexual? Cum credeți? Nu știu. Presupun că poate îi vine greu să creadă în ceea ce s-a întâmplat. Că refuză să creadă, da? Pentru că este un lucru extrem de grav? Da. Haideți să mai vedem împreună ce ne-ați mai povestit despre aceste presupuse cazuri de abuz sexual asupra fiilor dumneavoastră. Atenție, Luca. În septembrie 2011, el a dat la școală. În 2012, eu am observat un comportament, la fiul cel mai mare, un comportament ceva diferit. Să zicem, am niște băieți s-au purtat foarte rău cu mine, m-au luat și au început să spui, m-au dus acolo, erau trei persoane, doi alți sunt eu. Când am aflat, ne-am dus la poliție, dar l-am întrebat vreo două ori, trei ori, la mine nu-mi venea, crede că putea să întâmple așa ceva cu fiul meu. Când i-am spus, mamă, întâi ne-a dat chiloței și pantaloni în jos și pe fiecare tot zăde chiloței și pantaloni în jos și de urmă mă punea așa cu picioarele mai desfăcute și o lucruțică așa că mă razăm de copac. Asta a fost multe epizoade, foarte mult, din 2012 până și în prezent. În clasa a doua, da, pentru că a fost agresat iarăși din nou sexual. Asta i-am iarăși, l-am schimbat, șase școli i-am schimbat. Întâi eu l-am dat aici la școală, școală primară. Pe urmă l-am schimbat la școală cu profil sportiv. Acel mai mic a fost agresat chiar la grădiniță în 2015. Ei s-au pozat în ziua aceea. Cine? Copiii din grupă. Eu n-am putut să vin că trebuie să lucrez, eu sunt de una singură și trebuie să lucrez pentru alt suport, nu avem. Și m-a sunat, a zis că copilul vomită. Mă duc să-l iau, într-adevăr, era alb ca varul și mi-ai scurt leșinate, că tot așa l-am luat și m-am dus repede la spital. Încă când m-am dus la spital, i-a făcut clizmă, era balonat copilul, era astăian și când îi face clizmă, că ei nu vrea să stea la medic și zic, dați eu să-i fac. Și când, dar nici nu trebuie popăneața să o desfac, că dam, era desfăcută popăneața și ei și era prin prejur. Dar copilul nu putea să-mi spui nimic, nimic. Da, l-am întrebat. Eu, dar mă mai târziu ne-a spus, când era mai mărășor. Ne-a spus în grupă ea că cum s-a întâmplat. Ei m-au bătut întâi, pe urmă m-au dezbrăcat, ne-au dezbrăcat pantaloni și chiloței. M-au dezbrăcat de tot cu pielea, m-au dezbrăcat. Și au zis că m-au pus cu fața la pădea. Da, acolo în grupă.
copilul ne-a spus. Nu ne-am adresat la poliție, ne-am dus deodată la CINEPAC. Doamnă, eu vreau să vă întreb, câte episoade de viol sau tentative de viol ar fi avut loc până acum? Ați numărat? Noi nu am numărat, dar din 2012 prin în prezent, ei și în prezent continuă. De acum când am scos copiii din școală, ei au început să intre în casă. Pândeau în timp nocturn să pătrundă în casă, în apartament. Prin diferite modalități. Dar câte episoade totuși, iată, eu nu înțeleg. Cât de multe au fost? Nu pot să vă spun câte episoade, sunt foarte multe. Ca a zis că pătrund în casă. Pătrund în casă și îi violează la voi în casă? Da, în casă pătrund. Geamul este deteriorat, ușa la fel. Lacătul mi-l-a stricat de la ușă. Spuneți-mi, vă rog, aceste cazuri le-ați raportat pe toate la poliție? Da, eu am raportat. Așa, și ce au făcut oamenii legii până acum? Nimic, absolut nimic. Nici o măsură nu a fost luată în privința la aceste persoane. Dar cum credeți? De ce? Pentru că este o crimă extrem de gravă împotriva copiilor dumneavoastră. Eu cred că ei au fost, li s-au plătit. Sledevateli. La închetători? Da, la închetători li s-au propus bani. Cine? Băieții ăștia, părinții băieților ăștia. Dumneavoastră, aveți dovezi sau probe foarte clare care să confirme un abuz asupra copiilor dumneavoastră? În afară de cel medical, alte probe nu le avem. Și de acum... Și fiul cel mai mare, unde nu ne-am dus și la CINEPAC, el a fost audiat la CINEPAC în 2015 sau, nu, în 2017 a fost audiat. Dumneavoastră vorbiți CINEPAC fiind Centrul Național de Protecție da, a Copiilor. Da, da. Și la ce concluzie au ajuns specialiștii de la acest centru? Prima dată când l-au audiat pe a zis că el parcă învățat dintr-o carte și povestește așa tot pe de rost, că eu l-am pe dânsul, el l-am învățat și se spuie. Așa, și a doua oară, ziceți că și a doua dată s-a schimbat părerea în privința lui, dar totuși nu au fost luate măsuri. Dar spuneți-mi, vă rog, mai devreme ați pomenit că i-ați fi cunoscut pe unii dintre ei. Da. Puteți să ne spuneți cine sunt? De fapt, ei sunt vecini, ei locuiesc vis-a-vis de noi. Așa, și câți ar fi? La bun început au fost 6 persoane. Acum, în prezent, numărul n-al cunosc, dar e foarte mare. Foarte mare? Eu așa presupun că peste 100 de persoane. Peste 100 de peste persoane 100 ar de fi persoane. Abuzat de copiii dumneavoastră? Da, copiii mei sunt abuzați de persoanele acestea. De ce credeți că ar fi atât de mulți? În primul rând, noi, vecinii au observat. Au observat ce se întâmplă, cum ei noaptea, începând la 12 jumate, la 2 de noapte, cum încercau, eu locuiesc la primul etaj, cum încercau să urce peste geam, cum pătrundeau în casă și numai un vecin ne-a povestit de ceea ce se întâmplă. Dar dumneavoastră unde erați? Eu eram în casă, acasă. Dar și vedeai pe ei sau? Poftim? Pe ei vedeai că intră în eu casă? Eu auzeam, pentru că nu... Și nu te duceai să vezi ce se întâmplă? Când mă duceam, ei coborâu, adică săriu de pe geam și fugeau sau scundeau. Da, și copiii cum erau? Erau... Copiii erau cu mine în cameră. Bun, dar și ei, ce faceau ei? Ei nu vineau în casă peste mine atunci când eu nu dormeam. Anume atunci ei așteptau momentul când noi toți... Să adormim și atunci încercau să pătrundă în casă. Dar nu au încercat... Colegii mei au reușit să discute cu câteva dintre persoanele pe care mămica celor doi băieți îi bănuiește de abuz asupra copiilor săi. Să vedem împreună ce ne-au povestit aceste persoane. Atenție la ecran. Din lista presupușilor abuzatori, întocmită de mama celor doi frați, face parte acest bărbat, care îi este vecin.
Eu știam cu soția mea acasă, am copil de 7 anișori. M-a chemat la poliție. Polițistul mi-a spus mie, că ce ai făcut tu? Că n-am făcut nimic. Cum n-ai făcut nimic dacă au scris plângere pe dumneavoastră că ați violat copilul? Zic, bine, dacă dumneavoastră dacă credeți că am violat copilul, dați-vă frumos dumneavoastră la expertize. Ai dat analize, ceva, da? Da, corect, corect. Atunci bărbatul ar fi mers la centrul de medicină legală împreună cu alți 5 vecini pe care femeia de asemenea i-a învinuit de violul fiilor săi. Mama, am fost toți 6 la expertiză, dar 2 ani în zile am luat pe nejudecată. După ce oamenii legii și-au retras toate bănuielile, bărbatul a răsuflat ușurat, însă nu pentru mult timp. Mama celor doi frați l-a mai denunțat la poliție. De 3 ori. Tot numai violența asupra copiilor, da? Corect. Dar a 3-a oară au scris nu pe 6, dar de-am pe 3. Și tu tot ai fost acolo, da? Și tot eu. De 3 ori am fost pus în lista asta. Iar această femeie, care este la fel vecina eroinei noastre, își amintește cu groază despre zilele când toată familia ei a fost purtată pe la poliție. O scris pe copilul meu și pe omul meu, o scris și pe cel mai mitel, o scris, băiat cel mai mare o scris, dar e pe tăt scris, nu numai pe eu. Și nu doar vecinii s-au ales cu învinuiri grave. În lista persoanelor acuzate de abuzul sexual al celor doi frați au ajuns și 3 educatoare de la o grădiniță din capitală. Noi am reușit să discutăm cu una dintre ele. Noi ne-am trezit cu învinuiri, plângeri pe noi. Eu și l-au violat. Eu l-am luat în grup și l-am pus în dezbraci ca să vedem. Au fost amândouă educatoare, dădeaca și metodistă. Procurorii așa și n-au găsit probe care le-ar incrimina pe cele 3 angajate a grădiniței, doar că acestea spun că nu vor putea uita niciodată prin ce au avut de trecut. Viața practic mi-a distrus, știți, e o durere care era una foarte greu. Iată, acuși 4 ani de zile, cred că 5, și eu nu mai vreau să mă întorc înapoi. Deci, din câte știm, nu s-a putut demonstra că vreuna din aceste persoane v-ar agresa copiii. Dar dumneavoastră credeți și acum că ei sunt vinovați? Eu sunt, mai mult, eu sunt încrezută că aceste persoane sunt vinovați. Ce vă face să aveți atâta încredere? Eu, de atunci când a încercat vecina să-mi spui ce se întâmplă, că ei pătrund în apartament, eu am început să urmăresc, să văd ce se întâmplă într-adevăr în apartamentul meu. Eu am văzut persoane care vă spun că ei încercau să urce și să vadă dacă noi dormim sau nu dormim. Eu am văzut foarte multe mașini veneau și se opreau în fața ferestrei noastre, parcă parcau ca la hotel. Și taxiști, și rutiere diferite, și mașini străine care nici nu-i cunosc. Doamnă, îmi pare rău de dumneavoastră procedat față de proprii copii în așa măsură. Indivizii ăștia l-au luat, l-au, cu sâla, l-au dus într-o parte, l-au bătut. El mai târziu a ajuns la spital. Dar știți că dumneavoastră incriminați acum, faceți niște acuzații destul de grave. Este o infracțiune deosebit de gravă. Corect, dumneavoastră îi bănuiți corect. Și pe polițiști eu bănuiesc, că v-ar abuza sexual văzut, copii? Da, eu și am bănuiesc. Și nu numai că bănuiesc, dar am și văzut. Și chiar.